Dacă aș spune acum că programul lingvistic este o știință care se ocupă cu studiul structurii experienței subiective umane, sunt convins că n-ați înțeles nimic, deși definiția este absolut corectă. Programul lingvistic. Am întâlnit multe întrebări de genul, până la urmă, ce este programarea lingvistică și mai ales la ce mă poate ajuta pe mine. Sunt o grămadă de definiții, atât în cărți cât și pe internet, de multe ori ambigue sau extrem de științifice. Dacă aș spune acum că programarea lingvistică este o știință care se ocupă cu studiul structurii experienței subiective umane, sunt convins că n-ați înțeles nimic, deși definiția este absolut corectă. Tocmai această cauză am decis să fac acest filmuleț de câteva minute pentru a încerca să explic în două, maximum trei minute, de fapt ce este și la ce poate ajuta omul. În primul rând, programarea neurolingvistică clasifică ființa umană, noi, în trei mari părți. Dacă am fi această bulină, ar fi omul, am putea împărți în trei felii. Și anume, comportament. Comportament înseamnă tot ceea ce facem, cum vorbim, cum gesticulăm, ce voce avem, ton al vocii, ritm și așa mai departe. Avem niște reprezentări interne, adică așa cum ne imaginăm noi lumea înconjurătoare, pentru că noi nu putem să imaginăm exact așa cum este ea, sunt un detaliu în câteva zeci de secunde, și stări sau emoții. Stările noastre interne. Cam asta ar fi o clasificare de bază care este aplicată de programarea neurolingvistică. De fapt, cum funcționăm? Mediul nostru extern ne trimite informații sau noi culegem informații din mediul extern prin senzorii noștri, adică prin ochi, urechi, simț tactil, gust și miros. Pe baza informațiilor care primim din mediul înconjurător, acestea sunt procesate și ne creăm un model asupra lumii sau o reprezentare internă asupra lumii sau asupra mediului înconjurător. Această reprezentare internă ne poate da o anumită stare. Iar în funcție de ce stări interne avem, manifestăm anumite comportamente, care comportamentele se reflectă iarăși în mediul nostru înconjurător. Acum o să dau un exemplu concret extrem de banal, mergând pe această schemă. Presupunem că ne trezim dimineața și că este norat afară, exact ce se întâmplă și acum în clipa în care eu filmez acest lucru. Faptul că este norat afară, noi îl percepem, de exemplu, prin receptorul nostru vizual, prin ochi. Și avem o reprezentare internă. Vremea este așa cum este afară. Acest lucru îmi poate da o stare, de exemplu, o stare de moleșeală, o stare de depresie. Iar acest lucru îmi dă un anumit comportament. Azi nu am chef să fac nimic. Și evident că asta va avea repercusiune asupra mediului extern, asupra colegilor mei de birou, asupra prietenilor, depinde cu cine ne întâlnim în acea zi. Programul lingvistic se ocupă să modificăm reprezentările interne, cât și stările pe care noi le putem avea, astfel încât să avem un comportament care să ne ajute în interacțiunea cu mediul extern. De exemplu, pot să mă bucur în loc să fiu trist că plouă. Pot să fiu plin de energie și să-mi imaginez că ce drăguț este că plouă pentru că vor înflori toți copacii și asta va face mâine ca lucrurile să fie mult mai verzi în jurul meu. Această reprezentare internă, diferită față de e urât afară, deși mediul extern nu s-a schimbat cu nimic, îmi va induce o nouă stare. O stare de bucurie, o stare de energie. Evident că această stare îmi va putea permite să manifest un alt comportament, plin de energie, plin de voie bună, care va schimba mediul meu înconjurător, exact cum am făcut eu acum, iar colega din spatele camerei râde în această clipă, deși înainte era absolut depresivă, pentru că este o vreme absolut de puncte. Mulțumesc frumos!